Haideți să ne ridicăm, să citim textul, să respectăm liturgia noastră. Deschidem scripturile la Ioan, capitolul 3, Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, și citim de la versetul 1 până la versetul 21. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine nici încotro merge, tot așa este cu oricine este născut din duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Vă rog să luați loc. Vă readuc aminte că suntem într-o serie, mai degrabă le-aș spune prelegeri decât predici, mai degrabă le-aș spune meditații sau gânduri cu voce tare decât orice altceva care s-ar putea apropia de ideea de homiletică. Și în seara aceasta avem un titlu ciudat. Ce ar putea fi credința pentru intelectual? Fac o distinție între intelectual și intelectălău. Nu toată lumea care are o diplomă universitară este neapărat intelectual. Nici măcar cei care își câștigă existența cu creierul nu pot fi considerați intelectuali. Unii se consideră imediat după absolvirea licenței intelectual și au mofturi din acestea de gânditori, deși n-au citit în viața lor o carte serioasă de la un cap la altul, sau dacă au citit, cum spune Mircea Eliade, poți să citești o narațiune cu acea implicare neintelectuală, să vezi cine cu cine ține, cum urmărim filmele cu cowboy. Acela nu este neapărat un exercițiu intelectual. Poate într-una din aceste seri vom vedea și ce este un intelectual, o definiție catafatică mai degrabă decât una apofatică, ce nu este. E mai ușor să gândim apofatic, să spunem ce nu sunt lucrurile decât ce sunt. Am primit mai multe întrebări și pe cale privată și prin intermediul grupului care s-a întâlnit în urma primei întâlniri. Am primit și reclamații pe e-mail. Aia-i predică, am spus de la început, nu este o predică și nici nu intenționez să predică. Am înțeles eu că aceste seri sunt deschise celor care doresc să facă evanghelizare și sunt deschise celor care doresc să vadă cam ce spun creștinii despre credința lor.
nici nu cred și o să vedeți de ce nu le consider seri apologetice. Prima întrebare sună cam așa. Tu ai afirmat că una din premisele de la care pornești este că Biblia este adevărată. Totuși nu este o premisă prea mare ca să fie lăsată nedemonstrată sau nediscutată? Oare nu neacceptarea Bibliei este una dintre cele mai mari bariere în calea credinței? Cu totul corect și legitimă întrebarea. Dacă n-aș porni de la o presupoziție că Biblia este adevărată, nu ne-am aflat în spațiul unei biserici. Ne-am aflat undeva pe drum, pe stradă, unde am mai fost și am discutat în tren sau într-o bibliotecă. Am precizat de la bun început și despre asta a fost seara trecută, că fiecare dintre noi pornim cu niște presupoziții pe care le considerăm adevărate în interpretarea realității. Avem o paradigmă cu care cuprindem lumea și fiecare dintre noi pornim de la afirmații, un set de afirmații pe care nu socotim că este necesar să le demonstrăm sau unele dintre ele sunt nedemonstrabile, cum ar fi afirmația că două drepte paralele nu se întâlnesc niciodată sau se întâlnesc la infinit. De aceea nimeni nu contestă această dogmă matematică și pornim să rezolvăm o problemă de geometrie foarte simplu, pornind de la o presupoziție nedemonstrabilă sau demonstrabilă foarte greu cu matematici superioare. Eu pornesc de la presupoziția 1, că Dumnezeu există, 2, a doua presupoziție, că Dumnezeu a vorbit, 3, că vorbirea Lui se află în cuvântul scris, și în cele din urmă, după ce a vorbit în diferite feluri, a vorbit în Fiul, în cuvântul întrupat, și Dumnezeu a vorbit ca să fie înțeles, și de asta ne aflăm aici, ca să citim din cuvântul Său, presupunând că Dumnezeu există. Acum, eu cred că ne putem permite acest minim lux. Eu să cred asta și să cred că această carte este de inspirație divină și dumneavoastră să nu credeți. Credeți că dialogul este totuși posibil? Eu zic că da. Pentru că eu am făcut un pariu seara trecută, că îmi pun la frigare pentru a nu știu câta oară credința și dacă nu este bună, dau cu ea de pământ. Întrebarea este, sunteți gata să faceți același lucru? Asta îi întreb pe toți prietenii mei atei care nu doresc să intre în dialog. Ne punem fiecare credința, pentru că și eu cred că a fi ateu trebuie mult mai multă credință decât să fii credincios și ateismul se poate constitui ca o credință pentru că are toate elementele unei religii. Așa că haideți să pornim mai departe la drum cu aceste seturi de presupoziții. Ale mele sunt acestea, le-am declarat de la bun început, ale dumneavoastră sunt acelea și vă rog să le păstrați cu dinții. Și să ne provocăm unii pe alții, să ne zguduim paradigmele și una dintre cele mai frumoase întâmplări pe care le-am pățit în această perioadă este că am primit o scrisoare foarte lungă de la cineva care s-a intitulat pe sine A.T-ul. O scrisoare absolut superbă și sper ca în cartea care va urma acestui set de conferințe să fie publicată și acea scrisoare. Absolut superbă. Încercând să zguduie și într-un fel ceea ce răspund acum este un răspuns la acea scrisoare. 2. A doua întrebare. Ce loc are îndoială în sfera credinței sau cele două se exclud reciproc? Nici de cum. Eu cred și totuși nu pot scăpa de îndoială. Sunt lucruri pe care le cred neîndoindu-mă, dar am propriile mele tremurături, propriile mele înfiorări și nu pot să mă împrietenez deloc cu oameni care n-au niciun fel de înfiorare. Oameni care au așa niște siguranțe de genul ăsta, dacă King James a fost destul de bun pentru Apostolul Pavel, este bun și pentru mine. Sau alte lucruri astea foarte, foarte stabile și care n-au niciun fel de... Nu se îndoiesc nici, de exemplu, cum este raiul. Să ai un pic de frică, Dumnezeu, dacă nu e așa cum ne-l imaginăm noi, dacă totuși Dumnezeu nu este așa chiar cum ne-l descriem noi. Și putem să vedem în seriile acestea că s-ar putea ca Dumnezeu să se descrie pe sine un pic diferit decât ați fost foarte, foarte siguri că se descrie. Deci, cred, Doamne, și îmi place enorm acest lucru, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Acesta este un strigat, această tensiune, acest paradox, cred că trebuie să rămână în inima fiecărui credincios. 3. Tu faci distinția între credincioși și necredincioși. La un moment dat, când ai făcut afirmația, aș vrea să intru în dialog cu necredincioșii din sală, oare s-a simțit cineva din sală în această categorie? Aș considera serile astea ratate dacă cineva din sală nu s-ar considera necredincios. Pe ce rost are? Ne întâlnim doar ca să ne antrenăm noi aici, un fel de sală de fitness în care ne admirăm mușchii unii altora, mușchii credinței? Nu, dragii mei, deci cred că ar fi bine ca la aceste seri să fie neapărat oameni care se consideră, să afirmă pe sine necredincioși. Ateii, cei care nu cred deloc, sunt aceștia, mă întreabă în continuare cel care pune întrebarea. Cei care au o credință de Paști și de Crăciun pot fi considerați credincioși. Până la urmă, chiar tu ai afirmat că toți cred în ceva, prin urmare, toți suntem în esență credincioși.
Acum, prietenii mei medici de aici vă vor spune că unul dintre cele mai mari primejdii din care puteți intra este să vă autodiagnosticați. Și românii sunt specialiști la asta, se duc, se autodiagnostică, vreau antibiotice și ia singur antibiotice fără să fie necesar. Așa suntem și în credință. Noi ne autodiagnosticăm credincioși sau necredincioși. N-ai vrea să aflu o a treia opinie? Dragii mei, cred că eu cel puțin nu fac distinția între neoprotestant, liniuță credincios și heteroevanghelic complet necredincios. Nu fac această distinție. Cred că și heteroevanghelici, adică cei care fac parte din bisericile tradiționale, pot fi credincioși în sensul evanghelic. Și de asemenea, am afirmat data trecută că toți facem cumva parte din specia umană, n-am îndoiele asupra acestui lucru, și specia umană este programată pentru credință. Pentru că trăim încarcerați în timp, pentru că trăim încarcerați în spațiu, suntem programați prin creație, v-am spus, cred într-un creator, care suntem cumva credincioși. N-am putea să ne ducem viața în momentul următor dacă n-am crede. Dacă n-am crede că ne așezăm pe scaun, că scaunul ne ține. Sau că ne ducem în tramvai, cum spuneam data trecută, tramvaistul ăsta, cum se cheamă, vatmanul, nu decolează cu avionul și sparge alte turnuri gemene sau altceva. Deci trebuie să avem o minimă credință că altfel am fi în mijlocul nebuniei. Cred că în această sală sunt câteva categorii de oameni. Unu, credincioși și de butuci vechi, evanghelici, născuți nu făcuți. Așa, născuți în familii de pocăiți. Una dintre cele mai periculoase specii, vă spun. Una dintre cele mai periculoase specii de obicei au nicodimită cronică. Adică au dosarele perfect curate, știu totul, îs complet, cum spunea un prieten comun cu mie și fratelui Beni, sunt complet vaccinați la Evanghelie, n-au niciun fel de îndoiel, cum spuneam mai devreme, și se consideră, pentru ei singurul obiectiv este să depună cât mai multă activitate, sunt activiști. Lor mă voi adresa și în această seară, provocându-vă cumva cu gândul că s-ar putea să fiți în necredință. A fi partea unei comunități care are un anumit etos. Noi nu bem, noi nu fumăm, noi nu cutare, nu înseamnă neapărat să fii credincios. S-ar putea să te plictisești că n-ai unde să te duci în altă parte, te duci la biserică, dar nu înseamnă că ești neapărat credincios. Nu înseamnă că dacă ești născut în familie de pocăiți, ai neapărat o relație personală cu Iisus Hristos sau că îl cunoști. Poți să afli foarte multe informații despre Iisus Hristos. Să ai informația brută, să știi de la școala duminicală, de când erai mic, versete pe de rost, dar nu înseamnă că ești credincios. Vă amintiți textul din Matei, din Predica de pe Munte, când Domnul Iisus le spune acelora, dar n-am făcut noi minuni, plecați de la mine că nu vă cunosc. Nici nu v-am cunoscut vreodată. Asta este o primă parte, o primă categorie care cred că este prezentă în această sală aici. A doua categorie cred că este acelor convertiți de curând, care sunt foarte entuziaști. Uneori tind să fie mai catolici decât papa, au entuziasmul ăla, participă la absolut toate activitățile, sunt implicați peste tot în biserică, sunt foarte râvnitori, foarte bine. Mai cred că este o a treia categorie a unor credincioși care fac parte din bisericile tradiționale și care au dezvoltat o relație personală cu Isus. Am un prieten din oastea Domnului, fac parte încă din Biserica Ortodoxă, unii dintre ei și au o relație personală cu Isus incontestabilă. Mai sunt unii care sunt creștini nominali, fac parte dintr-o denominație, dar, așa cum spunea în întrebare, de Paști sau de Crăciun și nu pot identifica o relație personală cu Iisus și sper eu, aceștia spun când îi întreb, sunteți credincios? Oh, sigur. Sunteți creștin? Da, domnule, doar noi fim musulmani. Și această extracție din toate celelalte religii, plasându-ne nu din denominațiile creștine, nu neapărat ne fac credincioși după Scripturi. Și sper eu că în această sală mai sunt agnostici, ceea ce este cu totul altceva decât atei, și sper eu că va fi cel puțin un ateu militant. Acestora m-am adresat cu titlul de necredincios, cu eticheta de necredincios și sper că nu v-am jignit. Ar fi o jignire să-i consider credincioși pe aceștia. Așa, acestea fiind spuse, să ne îndreptăm spre tema noastră. Credință și rațiune. Cum crede, de fapt, un intelectual? Credința este opusă rațiunii? Scriu undeva în Scripturi, crede și nu cerceta. În discuțiile mele pe stradă de evanghelizare, deseori îmi spune, lasă, domnule, că știu eu că la voi spune crede și nu cerceta. Nu scrie nicăieri, cum le-am demonstrat prietenilor mei în 1999, că nu scrie nicăieri că în anul 2000
Nicăieri în Biblie, că în anul 2000 se va sfârși lumea. Nu scrie crede și nu cerceta. Sunt anumite spuse care pot fi, de exemplu, asta a fost spusă în dreptul lui Augustin, n-a spus-o Augustin, a spus-o altcineva. Augustin, din potrivă, a spus credința cere înțelegere, credința cere intelect. Am vrea să vedem cum anume, care sunt mecanismele pe care le accesează Iisus în mintea unui intelectual ca să-i producă, să-l provoace la credință. Dar, când ne gândim la credință și intelect, sunt astfel de întrebări suplimentare care se ridică, cum ar fi: ce trebuie să știm? Ce trebuie să facem? Este credința un act de voință? Ține doar de noi dacă strângem din dinți și strângem din pumni și spunem, acum m-am hotărât să cred. Sau pe 24 ianuarie 2014 mă voi hotărâ să cred. Ține doar de noi sau este o lucrare de atragere a Duhului Sfânt, a lui Dumnezeu? Ține doar de Duhul lui Dumnezeu și noi nu trebuie să facem nimic, doar să ne lăsăm magnetizați sau atrași? Sau suntem responsabili că nu vom fi crezut? Am văzut pe pagina Evangheliei data trecută că Dumnezeu îi ține responsabil pe oameni pentru că n-au crezut. Îi ține responsabil pe iudei pentru că n-au crezut. Și în același timp, de pe paginile acelei Scripturi, în mod paradoxal, în mod deplin, aflăm că este cu totul lucrarea lui Dumnezeu și în mod deplin responsabilitatea omului. Rațiune și apologetică. Credință, narațiune și imaginație. Nu cred în apologetică. Sunt decanul unei facultăți în care se face apologetică, dar nu cred în apologetică. Și le-am spus-o și colegilor care predau. Apologetica, în mod tradițional, în perioada patristică, la început, a fost un exercițiu al avocaților creștini să-i apere pe creștini de furia împăratului roman. Și a doua fază a apologeticii a fost pentru credincioși, să învățăm să ne apărăm credința. Nu cred că pentru cineva care este prizonier unei anumite paradigme pe care a adoptat-o, poți să vii în fața lui și să-l convingi cu argumente să creadă în Dumnezeu. Nu cred că există un exercițiu de demonstrație sau de argumentație. Puteți să luați și am văzut discursul pe care domnul Patapievici l-a avut chiar aici la Cluj legat de aceste lucruri, foarte fascinant, dar cred că folosește mai ales celor care au adoptat deja paradigma de înțelegere a lumii creștin. Cineva care nu este dispus să-și negocieze paradigma de înțelegere a lumii, nu este dispus să stea de vorbă. Nu cred că funcționează să aducem argumentele apologetice și tradiționale creștine. Iar în momentul în care ești dispus să negociezi, ești deja în primejdia de a crede. Și subliniez acest lucru, primejdia de a crede. S-ar putea crede că intelectualul nu crede decât în urma unei demonstrații sau argumentații. Nimic mai fals. Am văzut adeseori păstori chirciți și complexați în fața unor profesori de tehnologie sau obiecte din astea care vine domn profesor la biserică, aveți grijă, puneți-l în față. Nu mai spunem că încălcăm ceea ce spune Iacov. Dacă vedeți pe unul cu inel în așa sau cu tot felul de epoleți academici sau de altă natură, să vină în față. Cred că biserica are un complex nelegitim față de intelectualitate. Eu am văzut intelectuali de cea mai înaltă rasă plângând la cântările comune. Plângând în față când copiii spuneau poezii. Credeți sau nu, și intelectualii au suflet. Și intelectualii au fost odată copii. Și intelectualii au inimă, și intelectualii au boli și așa mai departe. Nu trebuie să avem acest complex că, vai, noi suntem la biserică, oarecum am atrage intelectuale. Și până la urma urmei, nu acesta este scopul creștinismului. Să atrag o anumită rasă, o anumită specie profesională, ci creștinismul este acea religie unde, cum spunea cineva, deja a devenit un loc comun, la piciorul crucii pământul este egal. Nu mai este nici scit, nici grec, nici rob, nici intelectual, nici om simplu. Paradoxal, Evanghelia de astăzi ne arată că credința unui intelectual se poate naște pe căi cu totul ocolite, adică printr-o alergare, printr-o fugă diacronică în narațiune. Ce face Iisus în textul pe care l-am citit? Plonjează cu un intelectual de elită pentru a-l confrunta cu propriul său haos, cu propriul său hăulăuntric, cu propria adâncime, sare și nu vine nici cu citate din latină, nici cu citate din greacă, nici cu citate din poeții
Când apostolul Pavel este în Atena și încearcă să impresioneze pe atenieni citându-le din poeții lui și se poate găsi chiar locul din care citează, cu asta ne ocupăm noi clasiciștii, în momentul acela atenienii ce spun? Asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Dragii mei, ce face Iisus aici este ceva fascinant. Îl ia pe Nicodim, se urcă în mașina timpului cu el și merg și plonjează într-o istorie pe care o știau amândoi, și Domnul Iisus și Nicodim. Există cel puțin trei tipuri de apropiere de text. Exegeza, să citești textul, să încerci să scoți din el. Eisegeza, să citești textul cu ideile din mintea ta și să plasezi propriile idei acolo și să spui, uite ce frumos vorbește textul ăsta, exact așa cum am crezut eu. Și să-ți aperi un eșafodaj de idei. Și mai este o apropiere pe care am propus-o eu în toți acești ani, și anume periegeza. Periegeza înseamnă să dai ocol textului, să tot îi dai târcoale ca unei cetăți întărite, să-i găsești un loc slab, să găsești locul acela slab, dacă ați văzut cum se desface nuca de cocos. Nuca de cocos, apropo, nu se desface cu bormașina. Nuca de cocos se desface și cei care se ocupă cu desfacerea. E fascinant să vedeți cum lucrează. Găsesc un punct, nuca de cocos are un punct slab. În momentul când l-ai găsit, se desface singură. La fel este textul. Imaginați-vă că suntem la luptă cu textul. Și te lupți cu textul și la un moment dat îl lovești în ligamentul de la încheietură. Textul îngenunchează, îl încaleci, te urci în cărcă pe el și unde te duce textul? În fața autorului. Așa aș vrea să abordăm și textul din această seară, perigetic, adică să vedem unde este un punct slab. Dacă ratezi acel punct, te tot învârți și am auzit predici la botez din Ioan 3. Dragii mei, textul ăsta nu este despre botez. Iisus, după cum vedeți, nu vrea să-l boteze pe Nicodim, nici măcar nu este despre predare. Că dacă ar fi un text despre botez, Domnul Iisus ar fi putut să-l provoace să predea pe Nicodim cu armamentul din dotare, să îl ia și găseau o apă să-l boteze imediat, dar nu este despre botez. De aceea am schimbat modalitatea de apropiere în aceste seri și nu le pot numi nici seri apologetice, nici exegetice, ci mai degrabă v-aș invita la contemplarea unor tablouri, la repovestirea unor istorii din trecut, la anamneză, să ne întoarcem, să ne amintim niște lucruri comune pe care le știm. Puteți citi aceste texte și v-am invitat în toată această perioadă, 21 de zile au trecut de când ne-am întâlnit ultima oară, 21 de capitole au fost în Evanghelia după Ioan și v-am invitat să citiți câte un capitol în fiecare zi. Dragii mei, puteți să-l citiți cum doriți. Citiți-l ca pe un text literar, citiți-l ca pe un mit, citiți-l ca pe o minciună. Dacă nu credeți că e adevărat. Ca pe o minciună. Pe ce? Cum citim Iliada și Odiseea? Citiți ca o minciună. O minciună, spunea unul din criticii lui C.S. Lewis, o minciună poate fi foarte instructivă dacă știi că e minciună. De exemplu, avem fata babei și fata moșului. Harapa, alb, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Citim niște minciuni, dar sunt foarte instructive pentru copii. Citiți textul ăsta, numai citiți-l. În mijlocul furtunii postmoderne, eu nu cred că avem altă opțiune pentru dialog, eu și dumneavoastră, decât să ne sprijinim pe ceea ce am putea împărtăși împreună, adică o narațiune. În cazul nostru, o poveste. Adevărată considerată de mine, falsă considerată de dumneavoastră, după cum crede fiecare. Aristotel spunea în Poetica, cine stăpânește metafora, va stăpâni lumea. Aș adăuga lângă asta, cine stăpânește narațiunea, poate stăpâni lumea lăuntrică. Michael Ward, unul dintre criticii lui C.S. Lewis, unul dintre cei care analizează opera lui, a scris un articol în Christianity Today, a apărut zilele acestea, și aș vrea să vă citesc câteva lucruri foarte interesante. El, după ce vorbește despre faptul că și citează din C.S. Lewis, spunea, asta este motivul pentru care un profesor de literatură de la Oxford se apucă să scrie Leul, Vrăjitoarea și Dulapul. O narațiune. Știți dumneavoastră câte minți mari au fost impresionate de o asemenea narațiune, de un asemenea basm? Legitimitatea pentru care Lewis face acest lucru este următoarea. Spune el, pentru mine rațiunea este organul natural de înțelegere a adevărului și nu trebuie să o excludem. Imaginația însă, dar nu în sensul imaginației că creăm imagini când citim un text, imaginația este organul natural de înțelegere al sensului. Deci, repet, rațiunea este organul natural de înțelegere a adevărului. Imaginația este organul natural de înțelegere a sensului. Imaginația nu este nici de cum cauza adevărului, ci condiția sa. Deci noi nu înțelegem sensul unui cuvânt sau sensul unui concept
până nu asociem o imagine clară în dreptul lor. Și acum dă un exemplu și aș vrea să recurg de la exemplul lui, să pornim un pic să ne pregătim pentru aterizarea în textul din Ioan 3. Spune, ne ducem la mecanic. Billy îl numește pe acel mecanic. Și după ce face verificarea anuală a mașinii, ITP-ul, ieșim afară din garaj și vrea să verifice semnalizarea. Și noi întrebăm ca șofer, Billy, merge semnalizarea? Și dăm de manetă. Și Billy spune, da, nu, da, nu, da, nu, da, nu. Acum, spune Billy adevărul? Sigur. Billy spune adevărul în fiecare moment. Dacă luăm succesiunea T1, T2, T1, T1, T2, T3, T4, în fiecare moment el spune adevărul conform momentului respectiv. Dar mecanicului Billy îi lipsește capacitatea integratoare a sensului. Deci tocmai faptul că odată merge, odată nu merge, dacă privim la adevărul crud, din perspectiva asta, Billy are dreptate. Dacă integrăm istoria semnalizării într-o istorie mai largă a tuturor luminilor din lume, care trebuie să funcționeze fiecare după rostul și rolul ei, atunci semnalizarea funcționează. Chiar și când becul este oprit. Când plecăm de pe loc cu becurile oprite, noi prin credință știm că la următoarea intersecție semnalizarea noastră va funcționa. Nicodim este în aceeași situație cu mecanicul. Are adevărul brut. Vedeți cum începe textul. Am auzit despre tine că ești cu tare, cu tare, cu tare. Are un set de informații despre Iisus, dar îi lipsește încadrarea lui Iisus în istoria mântuirii, ca mântuitor al lumii și ca mântuitor al lui personal. Pentru Nicodim, Iisus este un alt învățător, un taumaturg, o curiozitate, vine la el cu toată școala lui de ucenici ca să se întâlnească, să aibă un dialog așa, ca de la rabin la rabin, deși nu-l consideră, în mintea lui Nicodim, nu-l consideră pe Iisus un rabin legitimabil, vine să discute cu această curiozitate, această personalitate, această celebritate recentă, știe despre Iisus, dar nu-l cunoaște pe Iisus. Are informații despre Iisus, dar nu cunoaște adevărul despre Iisus. Nu orice lumină care pâlpâie este bună. De exemplu, un neon din acestea, dacă începe să pâlpâie, imediat toți electricienii din sală se vor sesiza. Pentru că în istoria tuturor luminilor din lume, când privim la funcționalitatea luminilor și rolul luminilor, știm să facem deosebirea și orice electrician are imaginație, adică s-a ridicat deasupra tuturor luminilor și spune aia e corectă pentru că trebuie ca semnalizarea să se oprească și să se pornească și aia e incorrectă pentru că semnalizarea de acolo, de sus, nu este bună. Neonul nu trebuie să se întrerupă. Vedeți că trebuie să avem capacitatea de a sări dincolo de fragmente, de a integra. Prin narațiune, prin poveste, ceea ce face Scriptura este să ne ridice de la setul de informații crude și să pășim în punctul din care putem vedea întreaga istoria mântuirii și să o integrăm. Nu este interesant că analysis în greacă înseamnă dezlegare, desfacere. Stăniloae spunea că noi analizăm uneori conceptele teologice ca un câine care își sfâșie carnea ca să o poată înghiți. Noi nu putem să trecem peste pasul analitic, fără să analizăm informații, fără să aflăm informații istorice despre Iisus Hristos, să citim Scriptura, că altfel Domnul ni s-ar descoperi deodată. Trebuie să intrăm în această fază analitică, dar nu ajunge, dragii mei. Dacă rămânem la faza analitică, tot ceea ce avem este un set de merge semnalizarea. Da, nu, da, nu. Trebuie să mergem spre faza sintetică. Sinteza înseamnă să pui lucrurile la oaltă, synthesis, să pui lucrurile la oaltă. Nu la întâmplare religio al latinului, înseamnă să legi lucrurile, să relegi lucrurile. De asta v-aș propune să nu rămânem doar la nivelul analitic, ci să trecem la următorul nivel necesar, la nivelul sintetic. Demonstrația apologetică, doctrinele, teologia sistematică ne pot ajuta. Dar după ce ai alunecat deja în capcana credinței, narațiunea este partea ademenitoare în această capcană. Rațiunea ne spune că avem o partitură, că avem bemol la cheie și pentru mine este fascinant să ascult pe colegii mei de la muzică bisericească, să văd cum analizează partiturile. Extraordinar, fascinant. Dar vedeți, toți ne luăm batistele și începem să ascultăm cu emoții în momentul când începe să cânte muzica. Aceea este diferența dintre
cunoașterea adevărului, știm câți bemoli avem la cheie și când ascultăm, de fapt, muzica. Creștinismul poate fi, cred, cu ambiții transpus într-o ecuație matematică pentru științele reci, dar nu cred că ne oferă acea parte de integrare de care avem nevoie fiecare ca să înțelegem cât de mult ne-a iubit Dumnezeu. De aceea, ca să ne comunice Scriptura cât de mult ne-a iubit Dumnezeu, folosește concepte ca acestea. Iisus este cuvânt, Iisus este lumină, Iisus este viață, Iisus este cale, Iisus este apă, Iisus este vin, Iisus este pâine, Iisus este șarpe. De aceea, marii intelectuale acestei lumi au cedat în fața unor lucruri simple. Știți cum s-a convertit Augustin? Una din cele mai mari minți care a trăit pe pământ. Ascultând un copil cântând, jucându-se, tole leghe, tole leghe, ia și citește, a luat, a citit un verset din Scripturi și s-a convertit. Factorul de aproximare al adevărului. Eu vorbesc despre ceva în fața dumneavoastră, spre exemplu, vorbesc despre un scaun. Un scaun, încep să descriu un scaun, nu vedem niciunul dintre noi un scaun și îmi spun, este un obiect care are patru picioare, are un spătar, opțional și așa mai departe. Dar nu așa că este cu totul altceva dacă încep să vă aduc în apropiere adevărului arătându-vă o fotografie a lucrurilor despre care vorbesc? Cu cât retorica mea este mai exactă, cu atât dumneavoastră vă veți apropia în cercuri mai strânse de obiectul respectiv, până când ajungem să ne așezăm pe scaun. Spune, acum pricep într-adevăr cum este chestiunea. În tot acest proces de comunicare, eu încerc să vă ademenesc spre lucruri despre care știu. La fel face Iisus cu Nicodim, încearcă să-l pescuiască, să-l ademenească. Și de aceea una dintre metaforele din textul acesta este metafora nașterii. Cei care sunt medici și care se ocupă cu nașterea știu că de asta spunem, s-a născut copilul. Când te-ai născut? Păi stați puțin. Păi nu este mai bine, zic eu, ca filolog, să folosim diateza pasivă. Am fost născut în data de cutare și cutare, de mama. Și prietenii mei neonatologi mă vor contrazice și vor spune, nu e adevărat. Pentru că și copilul vrea să se nască. Este ceva care la un moment dat, în a 40-a săptămână, creează ceva în el. Dorința aceea de a ieși. Nu se mai simte bine acolo și începe să se întoarcă și se întoarcă și ceva absolut miraculos se întâmplă. Și colaborează mama cu medicul și cu copilul. Vedeți, în momentul când Nicodim intră în preajma magnetică a Domnului Iisus Hristos, ceva începe să se întâmple și cu el. Începe să vrea să-L asculte pe Iisus. Începe să vrea să creadă. Este umilit. De asta, când spunem despre procesul de înțelegere, în limba greacă cuvântul este catalambano, care înseamnă deopotrivă a cuprinde, a sufoca, dar și a pricepe. De aici avem traducerea în latină comprehendere, a prinde, a pricepe. Spre exemplu, Scriptura, tot pentru acest proces al credinței, ca să-L înțelegem mai bine, folosește o altă metaforă jignitoare pentru majoritatea dintre noi, și anume, vă voi face pescari de oameni. Nu știu câți pescari avem în sală. Eu nu sunt pescar, am văzut. Deci eu n-ar trebui să ridic mâna, dar m-am îndemnat pe dumneavoastră să ziceți. Da, deci câțiva dintre dumneavoastră veți înțelege, dar cred că toți înțelegem că ne ducem pe malul apei sau ne ducem în barcă și niciunul dintre dumneavoastră pescarii nu intrați într-un dialog plin de semnificații cu peștele, spunem, domnul pește. Deci, vreau să vă explic următorul lucru. Rațional, să argumentăm cu toate informațiile care dispunem, dumneavoastră sunteți o formă inferioară de viață. Eu sunt o formă superioară de viață. Deci, cea mai bună afacere și facem un win-win situation în momentul... Dumneavoastră vă lăsați prins, eu vă invit în tigaia proprie și personală și după ce vă prăjim pe o parte și pe alta, dumneavoastră treceți într-o formă superioară de existență, adică... When is somebody good? Me. Face cineva așa? Nu, de aceea am spus adeseori lucru care supără pe unii, că evangelizarea de fapt este o formă de manipulare. Noi creștini încercăm să vă manipulăm fără rușine, pentru că este spre folosul dumneavoastră. La fel cum îi zici copilului, ia lingurița cu miere, dar știi că i-ai pus o travă amară a medicamentului și în același timp o ia. Dragii mei, așa se întâmplă cu Nicodim. Peștele nu colaborează în niciun sens, este înșelat. La fel cum copilul este atras și înșelat să se nască, dacă ar ști el ce-l așteaptă.
Ioan 3 cu 16. Este oare acesta versetul de aur al Scripturii? Nimic mai fals. În primul rând, cum spunea un alt prieten, nu există versete de aur, de platină, de argint sau de argilă în Scriptură. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Urăsc acele ediții care înroșesc cuvintele Mântuitorului, creându-ne ideea marcionită, de sorginte marcionită, cum că acea parte din Scriptură ar fi mai valoroasă. Nu. Scriptura este la fel de puternică când citim înșiruirea aceea de nume din Cronici și la fel când citim Evanghelia. De aceea, când ne uităm la Ioan 3 cu 16 și îl punem peste tot și îl afișăm, unul din lucrurile oribile care mi-a fost dat să văd, absolut oribil, am intrat la un moment dat, nu știu cu ce ocazie, într-o biserică ortodoxă și am văzut, așa cu beculețe din acelea, Hristos a înviat și dedesubt scris Ioan 3 cu 16. Și eu mi-am pus întrebarea, de ce Ioan 3 cu 16? Că nu face parte din etosul ortodox așa ceva. Le găsești la american, la meciurile de fotbal, Ioan 3 cu 16, le găsim în pretutindeni, le afișăm pe mașini, le punem, dar nu face parte din etosul. De ce? De ce nu este acest verset atât de drag? Eu v-aș răspunde, pentru că îl citim greșit. Nu este atât de drag pentru că nu vedem amenințarea. Și nu vedem miza ultimă din acest text. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu ce avea mai scump și asta o să vă coste. Tocmai de asta o să vă coste. Dacă s-ar fi oprit versetul aici, ce bine ar fi fost. Tocmai pentru că Dumnezeu a făcut acest lucru de nemai auzit pentru greci, de neacceptat pentru evrei. Dumnezeu să capete chip? Pentru greci Dumnezeu să intre în trecere, în istorie? Tocmai de asta o să vă coste. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Observați cum este indusă alternativa și ce se întâmplă cu cel care nu crede în El? Piere și moare. Versetul are o avertizare, o amenințare. De aceea se deschid două opțiuni. Îți spun înainte, viața și moartea. Alege viața. Miza pentru Ioan nu este un exercițiu intelectual. Ne aflăm în mijlocul discuției cu un intelectual, dar miza nu este un exercițiu intelectual, nu este doar o alternativă la paradigma intelectuală a vremii, ci este miza supremă, viața sau moartea. Diferența dintre a trăi destinul pământesc al fiecare dintre noi până când ajunge. Și e foarte interesant, că, apropo de destinul pământesc, v-a trecut vreodată prin minte să interpretați acest text nici de cum în cheie escatologică? Când citim acest text, de obicei îl citim în cheie escatologică. Adică să nu piară când? Când va veni vremea. Să nu piară. Și să aibă viață veșnică când? Când va veni vremea. Dar în spiritul Evangheliei după Ioan, punând lucrurile în context, este vorba de timpul prezent. Respingerea lui Iisus are implicații imediate, primirea lui are implicații pe loc, în prezent. Un dialog maieutic în Evanghelie. Câteva lămuriri preliminare înainte de a ne uita mai atent la text. Cred că înțelegem greșit acest text odată că scoatem din context, din mijlocul dialogului cu Nicodim și nu înțelegem dialogul cu Nicodim pentru că sărim peste câteva detalii care țin, e adevărat, de cultură, dar și care țin de minima atenție. 1. Nicodim nu vine la Iisus din frică. Unul dintre lucrurile care se întâmplă când citim Scriptura este contaminarea din versetele învecinate. Și când i-am întrebat pe studenți, spre exemplu, la acest text, ce credeți, de ce a venit Nicodim la Iisus noaptea? Răspuns, din frică. Nu. Din frică s-a ascuns Iosif din Arimatea. E adevărat că se vorbește în 19, capitolul 19, 38 și 39, despre două personaje care au fost ucenicii scufundați al lui Iisus. Au fost 12, 70, 400 de ucenici care au umblat mai la vedere sau mai aproape, mai departe de Iisus. Și au fost niște personaje care au apărut la început, cum e Nicodim, se scufundă toată Evanghelia și apar când te aștepți mai puțin. Când toți ăștia, care se băteau cu pumnul în piept, al de Petru, îl trădează în lașitate, apare Nicodim și aduce aloia. Apare Iosif din Arimatea, despre care se spune într-adevăr că de frica iudeilor stătea ca ucenic în ascuns. Nicodim nu. De ce vine Nicodim la Iisus noaptea? Așa era obiceiul. Școlile de teologie se întâlneau noaptea în grădini și discutau.
și de frica romanilor, pe de o parte, dar pentru că atunci din rațiuni practice n-aveau aer condiționat, crede sau nu. N-aveau aer condiționat pe vremea respectivă și în Orient, la vremea prânzului, este imposibil de stat afară. O să vedem o altă întâlnire, probabil data viitoare, care are loc la prânz, exact când nu te aștepți, cu samariteanca. Dar oamenii care voiau să discute se întâlneau seara spre noapte, din pricina căldurii. 2. Nicodim nu vine singur. Se pare că Nicodim, fiind conducător al iudeilor, așa-i cerea obiceiul și așa practica, făcea ucenicii peripatetică. Venea împreună cu școala lui de ucenici. E adevărat o mulțime tăcută. Ucenicii Domnului Iisus sunt cu el, ucenicii lui Nicodim sunt cu el, nu-i așa că se schimbă un pic scena? Când, știu că unii dintre noi facem teologie după carpetele de pe pereți. Cum e răpirea din serai pe unii pereți, la fel avem câte unii imaginea aia cu Nicodim care stă de vorbă la lumina lunii cu Iisus, ei doi singuri. Nu! Nicodim vine cu școala după el, Domnul Iisus este cu școala după el și are loc o confruntare între școli teologice. Este un dialog noi-voi tot timpul. 3. Concepte precum nașterea de sus și nașterea de din nou nu erau noi. Nici botezul n-a fost inventat de Ioan și nu este o invenție a credincioșilor. Se cunosc bazine baptisterii utilizate de esenieni și baptisterii utilizate în perioada intertestamentară, adică cu 300-400 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, la ce erau folosite acele baptisterii? Evreii s-au împrăștiat prin lume. Avem diaspora evreiască, despre care vorbește și Iacov și așa mai departe. Fiind între neamuri, unii dintre cei dintre neamuri au fost convinși că aceasta este calea cea mai bună, calea iudeilor. Imaginați-vă, vă puteți imagina un evreu negru? Famine etiopian este un astfel de evreu negru. Se convertesc. După ce se convertesc, avem următoarea problemă. Ei dintre neamuri. Cum să-l facem să fie evreu de la mama lui? Foarte simplu. Evreii întotdeauna au găsit o soluție practică și foarte ieftină pentru ei. Scumpă pentru ce? Mergeți până la capătul pământului să faceți ucenici și când îi faceți, să îi faceți mai răi decât voi. Cum se petrecea această ucenicie, această integrare în poporul Israel? Erai luat, adoptat într-o familie de evrei și atunci trebuie să facem, cumva să imităm nașterea, lichidul amniotic, cumva trebuie să se nască omul. Și cum îl facem? Intră într-un bazin, se scufundă, moare cel dintre neamuri, cel vechi, și se ridică, cum se întâmplă acum cu călugării. Ca să intre în viața călugărească, fac tonsura în călugărie. Li se schimbă numele, îți poți alege un alt nume și ești adoptat. Și ești scris în rețeaua de nume a evreilor respectivi. Deci, ideea asta de naștere de sus, și este foarte interesant cum este jocul de cuvinte acolo, anoten, acel adverb de acolo, nașterea de sus, este folosit cu dublu sens. Avem două jocuri de cuvinte, pneuma și pneuma, pneuma care înseamnă duh și vânt. Nu știi de unde vine vântul și nu-i știi pneuma, nu știi direcția, tot așa este și cu cel născut din duhul, pneuma. Joc de cuvinte, rafinat pentru intelectual, că doar suntem într-o discuție cu intelectual. La fel avem un al doilea joc de cuvânt și cei care au tradus în Biblia Ortodoxă este nașterea de sus, nu este o traducere greșită. Este tocmai parte din jocul de cuvânt. Ar trebui să fie naștere de sus, paranteză, naștere din nou. Conceptele acestea erau de înțeles și folosite și de Iisus și de Nicodim. Nicodim, observați cum merge dialogul. După ce Nicodim îi spune lui Iisus, știm cine ești și singurul lucru pe care vrem să-l mai aflăm este care-i trucul. Cum poți să faci aceste lucruri? Drept răspuns, Iisus i-a zis și îl atacă frontal. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și acest lucru este lucru care îl demolează, îl enervează, îl irită pe Nicodim la culme. Și o să vedem de ce. Și acum aș vrea să ajungem la cheia hermeneutică a dialogului dintre Iisus și Nicodim. Vă puteți imagina pe cineva pe care îl cheamă Nog Ișvan, parte din Partidul România Mare? Vă puteți imagina pe cineva pe care îl cheamă Ruben Rubinstein, conducător a unui lagăr de exterminare pentru evrei? Exact la fel este în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, Nicodim cu fruntașa iudeilor. De ce?
Eu cred că citim textul ăsta prea simplu și fără să fim atenți la detalii. Nicodim este un personaj fermecător, în jurul vârstei de 60 de ani, probabil, cu preocupări religioase, ajuns la maximum de realizare profesională. Dragii mei, dacă să înțelegem statutul Nicodim, să fii parte din Sanhedrin, să fii între conducătorii iudeilor sub stăpânire romană, să ai o școală deja de ucenici care te urmează, să ai toate aceste achiziții, este maximum maximorum ce putea pentru cariera lui academică, politică și tot ce mai doriți dumneavoastră. Și totuși, este tratat ca o femeie fără școală. Ce mi se pare fascinant este în capitolul 4, observați, o femeie stricată, considerată curvă de tot cei din satul ei, este tratat ca un teolog. Neapărat aceste două portrete trebuie puse față în față. Cu samaritean ca ce discută, domnul? Care este locul adevăratei închinări? Cine cui trebuie să se închine și așa mai departe? Observați cum îl tratează pe acest teolog. 2. În momentul când îi spune de nașterea din nou, Nicodim se irită pentru că se simte cum musca picăciulă și vă spun de ce. Foarte interesant că până acum personajele din Evanghelie după Ioan nu prea poartă nume, în afară de ucenicii Domnului. De ce se găsește Ioan să-l scoată din anonimat tocmai pe Nicodim? Slăbănogul poartă nume? Nu. Samariteanca poartă nume? Nu. Poartă nume Pila din Pont, Maria, Petru, Toma. De ce Nicodim? Rostul este următorul. Este un joc lexical foarte interesant. Vă rog să-mi explicați și mie ce caută conducătorul al iudeilor un personaj cu nume grecesc. Nicodemos înseamnă cel care este învingător al poporului. Este sinonim cu Nicolau sau cu Nicolae. În momentul când este pus numele acela, avea și o variantă evreiască și aici constă ironie. Ironia este dublă. Nicodemos e învingător al poporului, Nacdimon este cel care se poate numi aducătorul de lumină. Ia uitați pe cineva pe care îl numește Nacdimon, aducătorul de lumină, Domnul Iisus îi spune ceva de genul ăsta. Oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în singurul fiu al lui Dumnezeu. Și judecata stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, Nacdimon, aducătorule de lumină. Pentru că faptele lor, adică și ale tale, erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i să vădească faptele. Dragii mei, imaginați-vă viața lui Nicodim cam așa. Se naște ghinion din maică evreică și tată grec. Sau se naște din părinți greci. Și taică-su-i pune un nume greșit în Israel, Nicodemos. Învingător al poporului. Crește, 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 se convertește la religia iudaică, își face ritualul de adopție ca să fie cu totul în regulă și trece prin nașterea din nou, adică acea coborâre ritualică în baptisterium, iese și este cu dosarele curate. Ei, ca oricare este cu dosarele curate, imaginați-vă următoarea biografie, biografia de tinerețe a lui Nicodim. Devine foarte râvnitor. Participă în partidul lui politic, religios, la toate acțiunile. Urcă, 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 urcă până la cele mai înalte trepte și ajunge în Sanhedrin, ajunge în guvern. Și dintr-o dată se întâlnește cu acest rabin de 30 de ani, jumătatea vârstei lui, care pune mâneca pe viața lui, la 60 de ani, realizat ce spune Nicodim. Și îl cheamă pe numele grecesc, Nicodim. Ce ai făcut? N-are nicio utilitate. Te-ai născut din nou din apa aia soioasă degeaba. Voi vorbiți, credeți că vorbiți despre ce știți? Nicodim, dar tu crezi că ești o autoritate epistemică, așa-i? Crezi că ai venit după, cu prunci ăștia după tine și ai toată școala după tine și crezi că înveți ceva? Păi cum, măi, dacă eu vorbesc despre lucrurile de jos, vorbesc în metafore simple și voi nu pricepeți nimic, cum o să pricep Nicodime, aducătorule de lumină, învingător al poporului, dacă vrei o luăm pe grecește, dacă vrei o luăm pe evreiește, cum o să pricep, dragul meu, dacă îți vorbesc despre lucrurile de sus? Dragii mei, ce trebuie să înțelegeți din această scenă este că Domnul Iisus frânează peste Nicodim și după aia dă înainte și înapoi, dă înainte și înapoi. Nu cred că putem imagina dramatismul unui bătrân cum să cade la 60 de ani umilit de unul care abia a apărut pe scena politică și care nici măcar nu este recunoscut. Nu cred că putem pricepe frustrarea și mânia de a-ți aduce aminte, probabil numai unii copii mai obraznici,
sau vrunii din dușmanii lui Nicodim, șușotind, dar în așa fel încât să audă, prin Sanhedrin îi șopteau în spate, grecul, grecul. Numai unii îndrăzneau, dar nimeni n-ar fi îndrăznit. Dintre ucenicii lui, vedeți și tocmai aici îi spune, ați jucat în copilărie, întrebe cei din generația decrețeilor, eu sunt din generația decrețeilor, ați jucat piticot. Dai cu zarurile, da, la pocăiți nu se dă cu zarurile, dar la piticot merge. Dai cu zarurile și două, trei pătrățele și la un moment dat era pătrățica aia pe care voiam să o ocolim cu noi, cu roșu. Dădeai șase, înapoi de la zero. Exact asta se întâmplă cu Nicodim, dragii mei. După ce ai reușit în viață și vii acasă satisfăcut, că toată lumea te admiră, ești respectabil între vecini, ești respectabil față de ucenici, colegii din guvern, toți să-ți poartă respectul, ai un cuvânt greu și cu autoritate, dintr-o dată te confrunți cu ratarea. Dragii mei, din toată Evanghelia după Ioan, mie mi-este așa de drag acest personaj pentru că este ratatul absolut. Nicodim este ratatul absolut. Oare nu ne putem identifica toți cu el, într-o mică sau mai mare măsură? Cum este să te trezești după ani de performanță religioasă, după ani de credință, după ce ai fost și în fanfară, și în cor, după ce ți-ai realizat și CV-ul profesional și ai fost și președinte de scară de bloc și președinte de asociație de locatari și ai reușit să te duci tot mai sus, tot mai sus și ai realizat. Sunt un om realizat. Și vii așa didactic și cumva cu reproș la tinerești și spui, e bă, tată, ce știți voi? Cât de grea e viața. Și vine și te înfruntă Iisus și spune, ești nimic. Ce ai făcut, Nicodim, până acum? Ce frumos! Biruitorul învins. Nicodemus, biruitorul poporului, învins. Nacdimon, aducătorul de lumină. Și Domnul Iisus îi spune, ești în întuneric. Ce ironie! Bătrânul nenăscut. Și nu ești născut, tu încă dai din coate. Ești încă acolo, încă n-ai ieșit la lumină, dragul meu. Încă ești în întuneric. Aha, și fugi de lumină. Asta este acuza pe care o aduce în finalul dialogului. Tu nu numai atât, tu fugi de lumină. Nu e așa că înțelegem altfel acum, când vedem învingătorul învins, conducătorul rătăcit, bătrânul nenăscut și luminatul întunecat. Vrea oare Iisus să-l boteze pe Nicodim? Nici de cum. Nicodim fusese botezat, scăldat în apă. Ce vrea să facă Iisus pentru Nicodim? Ce se petrece aici este, și de asta mie mi-e milă de toți intelectualii, pentru că pricep foarte greu. Uitați-vă la samaritean că pricepe în 3 ore. Este atât de fascinant să vezi că o femeie simplă, neștiută, în 3 ore de dialog cu profetul, pricepe cine stă în fața ei, de ce stă în fața ei, că este mântuitorul ei personal, pricepe aceste lucruri și lui Nicodim îi trebuie o întreagă evanghelie, din capitolul 3 până în capitolul 19, ca să priceapă toate aceste lucruri. 3 ani de zile. Ce face Iisus aici este doar declanșează. Ce trebuie să le dai intelectualul este teme de gândire pentru acasă. Dacă vreți să stați de vorbă evanghelistic cu intelectual, niciodată să n-aștept să predea la prima întâlnire. La intelectual trebuie să-i bați cu în cap. Se prinde el mai târziu. Ca la războiul de țesut. Pui un lucru la următoarea întâlnire, iar pui un alt lucru și iarăși un alt lucru. Asta face Iisus cu Nicodim. Versetul 14 cred că este cheia înțelegerii întregului context al acestei alergări a lui Nicodim cu Iisus prin istorie. Versetul 14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Asta precede chiar așa numitul verset de aur al Scripturii. Dragii mei, la ce text face apel Iisus și ce anume vrea să-i stârnească în memoria lui Nicodim? Acesta este pasajul la care vrea să ne ducă Iisus. Împăratul Aradului, un cananit care locuia la miază zi, auzi că Israel vine pe drumul Atarim. El s-a luptat împotriva lui Israel și a luat mai mulți prinși de război. Atunci Israel a făcut Domnului o juruință și a zis, dacă vei da pe poporul acesta mâinile mele, îl voi nimici cu desăvârșire cetățile. Domnul a auzit glasul lui Israel și a dat pe cananiți în mâinile lui. Israeliții i-au nimicit cu desăvârșire pe ei și cetățile lui și în locul acela s-a numit Horma, nimicire de plină. Victorie până aici, da? Să vedeți ce se întâmplă mai departe. Au plecat de la muntele Hor pe muntele care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara ei Domnului.
Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-a scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul și așa au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta, roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Dragii mei, până aici schema era simplă. Poporul învăța să schema. Cam așa. Moise, noi răi, tu bun. Moise, noi păcătuim, tu te duci la Domnul. Vorbești cu el? Noi pierderi puține, cu cât rezolvi problema mai repede și aduci alifiile, cu atât ai mai bine. Deci ăsta este tiparul. Tu te duci, vorbești cu Domnul, te rogi și așteptăm ca urgia să se încheie imediat. De data asta nu. De data asta Dumnezeu schimbă tiparul și spune așa. Moise, poporul rău, tu bun. Uite cum faci. Deschizi clubul prelucătorilor de metale prin bătăi și turnare. Și tu devii președinte. Și te duci. Și nu știu cât talent sculptoristic ți-am dat, dar ce ai de făcut este un lucru foarte greu și care durează. Și anume, iei o tablă, o modelez în forma unui șarpe, precum ăștia care se învârt printre picioarele voastre, și exact imaginea aia o pui într-un vârf de par și dai soluția poporului. Acum, dragii mei, în tot timpul ăsta vremea trecea. Ce cred că ne lipsește noi este că noi citim absolut insensibili. Numai acum, când sunt tată a doi copii, soț, când mă uit la mamă, când mă uit la bunici, când mă uit la părinți și îți aduni toată familia împrejur și te gândești că sunt în corturi așezați pe lângă tine și mama moare în brațele fiicei, fiica moare în brațele bunicii, soțul moare în brațele soției, soția geme cu carnea care se umflă și intră în putrefacție și se murea în chinuri groaznice și toți plângeau și urlau și mureau unii în brațele altora. Ai disperare, haos, catastrofă. În zgomotul acesta de urlete și plânsete, Moise mai aduce în această aglomerație de sunete, alte sunete. Sunete de bătaie de ciocan. Poporul se uită la Moise și zice, Moise, înțelegem, ești stresat. Bați într-o tablă, ne explici despre ce e vorba. Ai adus alifia? Și Moise bate și tace. Bate și tace. Și la un moment dat, după ce se satură de bătut, pune creația lui. Și din nou îi mulțumesc lui Iurie pentru acest minunat, îmi place extraordinar de mult combinația de culori. Așa de frumos este acest sângeriu, ca sângele care se cocea în rănile lor. Și apoi albastru acela care ne conduce spre albastru escatologic al cerului în care suntem chemați. Înalță șarpele de aramă într-o prăjină și le spune celor din popor un pic de liniște. Deci dacă vă puteți abține din urlat, avem soluția. Dă-ne alifia! Aici mi se pare mie fascinant că în momentul ăsta lipsește orice fel de soluție de contact. Dragii mei, când ai o soluție de contact, ce înseamnă asta? Aia e rana, ăla e șarpele și ai pus chestia pe șarpe, șarpele s-a uscat și a căzut jos. Ai pus alifia pe rană, s-a terminat. Ai luat pastila în gură, e o soluție de contact și s-a terminat. Ei, soluția pe care o găsește Dumnezeu n-are niciun fel de legătură de cauză-efect. Spuneți-mi ce legătură este între lemn și venin? Ce legătură este între alamă și șarpe? Ce legătură este între privirea spre așa ceva și faptul că șerpii au început să cadă, rănile se închidă și oamenii să creadă? Și eu, Moise le spune așa, vă rog să nu mă linșați, vă rog să ascultați până la capăt, avem soluția. Deci, credeți sau nu, soluția lui Dumnezeu este de data asta absolut stranie. Tot ceea ce trebuie să faci în mijlocul urletelor, târându-te,
peste cadavrele celorlalți, peste cadavrele copiilor, peste cadavrul mamei și al tatei, este să ridici privirea spre tabla aia, într-un par, și vei fi vindecat. Și ce au zis unii? Ah, da, mulțumim. Înțelegem stresul, înțelegem problema. Ai un popor care moare, mă duc în cort măcar să dorm liniștit. Eu nu pot să pricep asemenea prostie. Deci dacă tu vrei să-mi spui că stupiditatea asta funcționează, cum că veninul din rană își pierde efectul numai pentru că pe retină ți-a apărut chestia aia așa în care bate soarele, hai să o lăsăm bată. Deci nu înțelegeți, dragii mei, că din punct de vedere herpetologic, n-are niciun sens. Din punct de vedere biologic, n-are niciun sens. Din punctul de vedere al prelucătorilor prin lemn, parul ăla n-are nicio legătură cu rana mea. Din punctul de vedere metalurgic, nu există niciun fel de relație. Dragii mei, ce avem noi nevoie întotdeauna când facem o argumentație sau o demonstrație, este neapărat să ne bazăm pe relația cauză-efect. În povestea șarpelui lui Nicodim, îi se spune tocmai acesta, Nicodim, exact asta am sărit. Tu ca intelectual tot timpul ai nevoie de analiză și sinteză. Ai nevoie să mergi cu amândouă mâinile și de doi pași. Totdeauna trebuie să ai premise și concluzii. Totdeauna trebuie să realizezi un silogism. Dar de data asta, problema se rezolvă altfel. Unii s-au întors spre întunericul cortului lor și au murit. Alții au făcut actul acela de nebunie. De ce? Fără a mai raționa și din disperare. Nu mai era altă soluție. Nu exista alternativa. Era singura cale propusă. Dragii mei, aceasta este credința pe care Iisus o propune intelectualului. Și lui Nicodim și astăzi. Credința vine ca un act de disperare. După ce Iisus ți-a șters viața și te-a prăbușit la pământ și te-a îngenunchiat. Este ceva care începe în tine după ce ți-ai epuizat toate soluțiile pe care le-ai avut până acum. După ce ai făcut toate pelerinajele posibile. După ce ai aprins toate lumânările pe care le-ai avut. După ce ai făcut toate mătănile și ai ținut și postul Paștelui și postul Crăciunului cu sfințenie. După ce ai aprins candele și pentru morți și pentru vii și tot vezi că n-ai primit pacea aceea. Credința începe să se nască în momentul în care abandonezi tot ceea ce crezi că ai știut despre Dumnezeu. Tot ceea ce ai învățat. Toate catehismele, toate tradițiile, îți dai seama că sunt carne moartă. Propriul CV este iradiat. Îți dai seama că ești cu totul ratat și ai nevoie de un alt început. Acolo se întâmplă minunea. Ai ridicat privirea, șarpele cade. Ai privit pe șarpe, veninul își pierde puterea. Cum poți explica aceasta? Iisus, șarpele de sus. Iisus îi dă o lecție dură lui Nicodim. O lecție care combină două lucruri pe care le avem întotdeauna în actul credinței. Vă amintiți? Seria noastră se intitulează De ce cred? Aș pune un subtitlu. Și cum cred? Sunt două laturi care trebuie să funcționeze la credință. Una este latura epistemică. Trebuie să știi ceva. Și ce face Domnul Iisus este că îl ia de guler pe Nicodim și spune Nicodim, intri cu mine în mașina timpului și amândoi o să venim în valea aceea în care strigăte. Vreau să aud strigătele de disperare, vreau să vezi șarpele și vreau să ieșim din povestea asta în felul următor, cu rolurile schimbate. Tu ești cel mușcat de șarpele cel vechi, de balaur, eu nu sunt mușcat de șarpe. Nimeni nu poate să se urce sus decât cel care s-a coborât de sus. Eu sunt șarpele de sus, venit de sus, Iisus. Și tu te uiți la mine. În momentul când diacronic apare această fugă prin timp și se opresc în momentul văii cu strigăte, Nicodim pare să înceapă să priceapă că într-adevăr așa stau lucrurile. Iisus, cel tânăr, care trebuia să se ridice când el a intrat, este sus și el este jos. Iisus e vindecarea și el e cel mușcat. Iisus este cel neînveninat, el este cel înveninat. Fără vreo explicație de vreun fel pentru Nicodim, de tip cauză-efect. Carne deja intrat în putrefacție din pricina mușcăturii se vindecă, șerpii își pierd puterea, deși au dinții încă mădularele celor care privesc către sculptura de amator a lui Moise. Asta trebuie să priceapă Nicodim. Cum crede un intelectual, dragii mei? Ca un copil căruia îi se spun povești. Foarte simplu. Dacă vreți ca intelectualii să se predea, spuneți-le povești. Spuneți-le povestea
povestea Scripturii. Nu știu alții cum sunt, dar în momentul în care caut informații analitice despre obiectul credinței, cel care devine religios devine ca un copil care se bucură de cântatul din fluier al Evangheliei. Învățatul Nicodim, despre care, după ce îi se vorbește despre cele de sus și cele de jos, după ce suportă jocul de cuvinte și tot felul de calambururi și tot felul de ironii și tot felul de răsturnări semantice, cum este pneuma, pneuma, anoten, anoten, naștere de sus, naștere din nou, începe să priceapă cum stă lucrul cu Iisus după ce pricepe povestea, istoria morții din pustie. Atunci își dă seama că are în față pe șarpele vieții, adversar al șarpelui înșelător din Geneza. Dragul meu, și eu și tu suntem mușcați de șarpele cel mare, care a înșelat-o pe Eva, de șarpele diavolesc, Satana. Dar acum s-a ridicat, și aici fac o aluzie la leul vrăjitoarea și dulapul, s-a ridicat leul din seminția lui David. Apropo, dacă sunt studenți care sunt studenți la teologie, v-aș da o temă de lucrare de diplomă. Ipostazele zoologice ale Mântuitorului. Leul din seminția lui David, care ne ia sub ghearele lui. Și știți cu cine se luptă el? Tot cu un leu. Leul care urlă ca să înghită chiar și pe cei aleși. Și este o confruntare dintre doi lei. Leul diavolului și leul din seminția lui David. Vulturul care ne poartă pe aripile lui și ne-a promis că vă voi purta pe aripi de vulturi. Toți ne chinuim cu veninul în vene, ne putrezește carnea pe noi de mușcătură. Dragii mei, și uitați-vă că în fiecare zi murim. După 21 de zile, toți suntem, de la ultima noastră întâlnire, mai morți, mai decrepiți, mai aproape de amneziile noastre de bătrânețe și mai aproape de stricăciunea care va avea loc în trup. E veninul. Săptămâna aceasta am trecut printr-o tragedie familială. Cumnatul nostru cel mai în vârstă, pastorul Nelu Maior, a trecut la Domnul în urma unui infarct cerebral masiv. L-a secerat Domnul în plină activitate. 3 copii au rămas după el. Lucrarea din Oltenia a rămas orfană. Și, deși credincios, mă întreb de ce, de ce, de ce? De ce? Știți de ce? Pentru că și el a fost mușcat. Și tu ești mușcat. Și eu sunt mușcat. Și veninul continuă. Dar avem soluția pentru mușcătură. Este trupul șerpuit pe cruce. Eu sunt iconoclast. Nu-mi plac icoanele, am câteva prin casă, dar există câteva icoane care îmi plac prin ideea pe care o transmit. Și anume, acele icoane, dacă le-ați văzut timpurii, când Iisus este cu totul deplasat, într-o poziție cu totul anormală, mijlocul lui este aproape în forma unui S și mijlocul este destul de substanțial. Ce arată acea icoană este aluzia la șarpele de sus, Iisus Hristos. A venit ca să primim viață. Ce voi face eu acum? Știți ce fac? Merg acasă și mă gândesc tot timpul la veninul pe care l-am în vene. Totdeauna când privesc sau privești, fiecare avem ispitele lui. Când privești la o sticlă de băutură, când privești la o altă femeie, când simți mișcările lăcomiei în pântec, când simți diferite ispite, fiecare cu setul lui de ispite, toate acestea sunt din cauza mușcăturii de venin de la șarpele cel mare. În momentul următor mă gândesc la calvar, la cruce. La cel care a venit ca să ne vindece, pentru noi și pentru noastră mântuire, a venit să ne dezvenineze, s-a lăsat el otrăvit și a băut toată otrava lumii. Dar spune Scriptura că Iisus s-a rugat și paharul acesta plin cu venin depărtează de la mine. A băut toate porcăriile noastre, toate gândurile murdare, toate faptele condamnabile, toate crimele le-a purtat asupra lui. Știți ce credința? Să mă uit la veninul din mine, să mă uit la șarpele de pe calvar, la lemnul acela și acel șerpuit pe cruce și să spun, între boala mea și el e legătură. Între veninul din mine și el e legătură. El a venit să ia veninul din mine și de asta voi trăi veșnic cu el. Vă aduceți aminte că spuneam data trecută că suntem ființe încarcerate în timp și în spațiu. Ne este interzis prin natura noastră infinitatea
și atemporalitatea. Ei, tocmai că a venit să ne ia veninul din noi, acum pot să spun că voi trăi veșnic pentru veșnicie, împreună cu el, șarpele meu cel drag. Singurul șarpe de care mi-e drag este Iisus Hristos, cel venit de sus. Mă uit la el, îl contemplu în fiecare zi, nu există zi în care să mă gândesc. Și, dragii mei, venim după o bătălie spirituală împreună cu Natalia, soția mea. O bătălie spirituală cumplită de azi noapte. Azi noapte n-am închis un ochi. O bătălie spirituală cumplită. Nu voi intra în detalii. Știți ce fac când mă uit la veninul care se strecoară în carnea noastră, în noi și în familia noastră? Privesc la cel neînveninat de păcat. A trăit întru toate la fel ca și noi, însă fără păcat. Nu l-a atins mușcătura șarpelui care l-a păcălit pe Adam și pe Eva. Pe el nu l-a atins deloc. Mă uit la el și acolo e nădejdea, acolo este speranța, acolo mă voi vindeca. Da, unii dintre dumneavoastră vă veți întoarce în întunericul corturilor dumneavoastră și veți spune: prostie, n-avem nevoie de așa ceva. Cum adică vrei tu să spui că eu în secolul 21, acum, om cu două facultăți, cu minte în cap, cu master și cu doctorat, vrei să-mi spui că un evreu sărman de 33 de ani necăsătorit, care n-a fost însurat niciodată, n-a avut copii, vrei să spui că are legătură cu divorțul meu? Vrei să spui că are legătură cu creșterea copiilor mei? Vrei să spui că ăla îmi poate oferi soluții pentru cum să-mi trăiesc viața etic între vecini, între angajați? Vrei să spui că ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani, printr-un ciudat arc al timpului, îmi va afecta mie viața de astăzi, aici și acum? Da, asta vreau să spun, dragul meu. Că salvarea ta este într-o istorie. Să intri în povestea aia, din urmă cu mii de ani, și să ieșim amândoi de acolo cu rolurile schimbate. Eu mușcat de șarpe, tu mușcat de șarpe, el mușcat de șarpe, ea mușcată de șarpe, el, Iisus Hristos, este șarpele care s-a înălțat pentru noi și pentru noastră mântuire, privim la el și ni se duce veninul. Vom trece prin moarte glorios, ca și călugărul ăla din El Greco, al lui Kazantzakis, care a scris pe mormântul lui: moarte, nu mă tem de tine, tu ești doar un măgar pe care încalec ca să mă duc până dincolo. Așa tratează creștinii moartea, pentru că este mușcătura aceea care începe să se usuce. Da, cicatricea a rămas. Da, au rămas urmele în care este materie lipsă. Dar el ne va întregi. Toate cicatricile vor fi acoperite și vom avea trupuri de slavă. Dragii mei, nu știu alții cum sunt, dar eu când nu mai înțeleg nimic, în loc să adorm, știți că spune, că spui povești ca să adormi, în loc să adormi, eu mă deștept spunându-mi povești. Așa am înțeles mântuirea. Făcându-mă parte a acelei istorii, coborând printre veacuri și așezându-mă lângă stânga spartă din Exod, din care a curs miraculos apă, aplecându-mă spre mana aceea de sus, în pustie, lungit la pământ și căutând șarpele printre cadavrele celorlalți. Atunci când neuronii se desfac din pricina întâlnirii cu taina, atunci când raționamentul își încheie drumul, cea mai înțeleaptă care este să ne lăsăm ademeniți de Iisus în poveste. Când el începe: a fost un om care avea o țarină, a fost un sărac care se numea Lazar. Dragii mei, povestea lui Iisus, știți cum începe? A fost odată ca niciodată. Dragii mei, asta a fost odată ca niciodată. Niciodată n-a mai fost și să nu încercați vreodată să vindecați venind de șarpe cu o tablă de aramă pusă într-un par. Că nu mai merge. A fost odată ca niciodată. A fost o singură jertfă odată pentru toate păcatele. A fost odată ca niciodată. Un Hristos înălțat pe calvar. Dumnezeu cel etern care te invită în istoria Lui. Să privești peste timp, peste spațiu, la șarpele venit de sus, care s-a înfășurat și a înfășurat carnea pe lemn, pentru ca Duhul și carnea mea să participe la eternitate și la infinitate împreună cu El. Dragii mei, invitația lui Iisus în această seară este să intri și tu în povestea fără sfârșit. Povestea care nu se va mai termina niciodată cu El. Dacă aștepți argumente, dacă aștepți demonstrații, e numai prima parte. Argumentele și demonstrațiile nu fac atâta decât să te uiți la semnalizare să spui: merge, nu merge, merge, nu merge, merge, nu merge. De asta, în fața argumentelor și demonstrațiilor, suntem perplexizați și nu putem face pasul mai departe. Ceea ce ne ajută să sintetizăm, ceea ce ne ajută să relegăm, este să lăsăm pe Dumnezeu să ne spună istoria Fiului Său. Toate aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți și, crezând, să aveți viață în numele Fiului Său, Iisus Hristos. Amin.